Incidentul a avut loc la o sală de jocuri situată în nordul municipiului Pitești. Pe imaginile surprinse de una dintre camerele de supraveghere, se vede cum doi indivizi mascați, înarmați cu un topor și un pistol, au intrat în casino și au amenințat personalul și clienții. Te-au amenințat cu pistolul? Da. Te-ai speriat? Bineînțeles. Te-au și lovit? Nu, nu. Dar pe colegul tău? Nu. Câți erau? Erau doi? Da. Mascați? Ce sumă de bani au luat din sală? În interior mai erau doi clienți care au rămas stupefiați de ce se întâmplă. Abia după ce jefuitorii au fugit, fata a acționat butonul de panică. Acționat butonul de panică, am ajuns la obiectiv în jur de 2 minute și ceva. Ce se întâmplase? Din spusele angajaților am înțeles că au intrat două persoane mascate, unul cu un pistol în mână și celălalt cu un topor. A fost pus pistolul la cap fetei, a fost trădită pe jos, toporul a fost pus la gât agentului de pază, după care au luat banii. Cât a durat acțiunea efectivă? În jur de 20 ceva de secunde. Poliția a ajuns la fața locului și a delimitat zona. Abia atunci au aflat și vecinii despre ce s-a întâmplat în cazinoul situat la parterul blocului. Seara lui România, ce se nemiră. Dar dimineața pe lumină, așa? Nu știu, domnișoare, uitați, băiatul de acolo poate știe mai bine, că el mai lucrează pe aici. Un echipaj medical a ajuns la fața locului și a acordat îngrijiri bărbatului care avea excoriații, dar și fetei care făcuse un atac de panică. Poliția a deschis o anchetă. Polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la săvârșirea unei tâlhării la o sală de jocuri de noroc de pe raza municipiului Pitești. Din primele cercetări se pare că două persoane mascate, prin folosirea de amenințări, au reușit să sustragă de la angajații punctului de lucru al cazinoului circa 40.000 de lei. În prezent se desfășoară cercetări pentru identificarea autorilor. Conform polițiștilor, firma în cauză a fost amendată în urmă cu 2 săptămâni cu 4.000 de lei pentru că nu întocmise planul de pază. Acesta nu este un caz singular. În urmă cu 3 ani, un alt jaf produs aproape similar s-a petrecut chiar în centrul municipiului Pitești, la același lanț de cazinouri. Atunci, un bărbat a luat 500 de lei. A fost prins ulterior și condamnat la închisoare.